Bilanț perfect pentru handbal municipal Buzău în noul sezon al Ligii a doua de handbal feminin. 4 victorii au reușit elevele lui Romeo Ilie din tot atâtea meciuri jucate. Ultima victimă a echipei buzoiene a fost CSU Târgoviște, formație pe care handbal municipal a învins-o pe propriul teren cu scorul de 49-32. Rezultatele sunt uimitoare în condițiile în care tehnicianul Romeo Ilie are la dispoziție un lot foarte subțire din punct de vedere numeric. La ultimul meci de la Târgoviște, antrenorul buzoian a contat pe 7 jucătoare de câmp și pe 2 portărițe și așa restrâns la minimum din cauza crizei financiare prin care trece clubul. Lotul grupării handbal municipal a mai primit o lovitură zilele trecute. Pivotul Cristiana Ciuplea, transferată în această vară de la Măgura Cisnădie, s-a despărțit de echipa buzoiană, alegând să revină în Liga Națională și să semneze cu cetatea Deva. Divizia A de handbal feminin a luat o pauză de 2 săptămâni. La reluare, pe data de 30 octombrie, handbal municipal va disputa cel mai greu meci de până acum, derbiul cu Rapid București, liderul la zi al seriei întâi.